Județul Buzău va avea de câștigat din mai multe puncte de vedere în urma înfrățirii cu regiunea Rioja din Spania. Cele două părți urmează să deruleze împreună în perioada următoare mai multe proiecte, iar fondurile europene ar urma să ajungă mai ușor la Buzău. Despre această colaborare au vorbit oficialii români și spanioli, precum și consulul general al României la Bilbao, Marian Popescu, ce au participat săptămâna aceasta la o întâlnire de lucru la Consiliul Județean Buzău. Avem din anumite date statistice, peste 1 milion de români rezidenți în Spania. În zona mea de jurisdicție sunt peste 100.000 de români rezidenți. Noi am încercat întotdeauna să ne apropiem mai mult de autoritățile locale. Am reușit în martie, așa cum spunea și domnul președinte, să facem înfrățirea între comunitatea La Rioja și județul Buzău. Încercăm până la sfârșitul anului să facem înfrățirea între comunitatea autonomă Cantabria și județul Constanța și sper ca mai mulți președinți de consilii județene să încerce să facă aceste înfrățiri cu alte regiuni din Spania, fiind baza unei viitoare colaborări, așa cum spunea și domnul președinte, inclusiv pentru atragerea de fonduri europene. Beneficiari ai acestei colaborări vor fi cetățenii, potrivit reprezentanților autorităților județene. Important este ca noi, ca și autorități, să putem să colaborăm împreună ca să putem să promovăm atât cultura noastră cât și cultura domniilor, să demonstrăm că facem parte din aceeași familie unită, familia Europei, sigur că da, și împreună putem să aducem, dacă vreți, prosperitate cetățenilor pe care noi îi reprezentăm. În luna martie acestui an, conducerea Consiliului Județean și cea a Guvernului Regiunii Autonome La Rioja din Spania au semnat un acord de colaborare, având ca principal obiectiv promovarea relațiilor interregionale și a colaborării socioculturale și economice.